Comerțul, atelierele de reparații și construcțiile au fost domeniile cu cele mai multe angajări. Anul trecut arată datele de la Ministerul Muncii. Și pentru că a fost nevoie de tot mai mulți oameni, au fost mii de tineri care s-au angajat imediat cum au terminat liceul, dar și seniori care, deși au ajuns la 70 de ani, continuă să lucreze. Eva a venit dintr-un oraș din Munții Apuseni, la Alba Iulia, și la începutul anului trecut s-a angajat într-o cafenea. Am 19 ani și m-am angajat anul trecut în februarie. Am lucrat într-o fabrică de început șapte luni de zile. Acum lucrez ca baristă anul trecut 34.000 de fete și băieți de 19 ani s-au angajat. Cele mai multe contracte noi, 63.000 au fost semnate de cei în vârstă de 24 de ani. Peste 50.000 au fost încheiate de cei cu vârste apropiate. Însă, nici seniorii nu au stat pe loc. 4.000 de români cu vârsta de 70 de ani au avut job nou în 2023. La finele lui 2023 s-a ajuns la un total de 5,7 milioane de salariați și la stat și la privat, cu 6,7 milioane de contracte de muncă pentru că unii au mai multe joburi. Din datele Ministerului Muncii, anul trecut a adus un record dublu, atât la numărul de contracte cât și la cel de salariați. Cele mai multe angajări au fost făcute în câteva domenii, comerț și reparații, peste 400.000 de, de contracte noi, construcții, 380.000, industrie prelucrătoare și servicii. Tot în aceste domenii sunt însă și cei mai mulți angajați cu cele mai mici salarii. Anul trecut am avut o creștere a salariilor undeva la peste 17%. Peste 30% din contractele de muncă sunt pe salariul minim. Piața muncii din capitală este cea mai dinamică, arată statistica. Bucureștiul conduce și la numărul de salariați. În total sunt peste 1,4 milioane în acte oficiale. Clujul este pe locul secund cu 304.000. Urmează Timiș și Ilfov cu 271.000 respectiv 265.000.